Tatăl Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților, Măriților și cu tot lăudatul apostoli, și ale tuturor Sfinților, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze această frumoasă și nobilă acțiune și pe ostenitorii săi. Dumnezeu să ne ajute. În continuare, îl invităm să spunem câteva cuvinte pe domnul ministru secretar de stat, dr. Raed Arafat. Bună ziua! Onorată asistență, stimați colegi, eu zic că astăzi e o zi foarte importantă pentru Bistrița, dar nu numai pentru Bistrița, pentru că este încă un județ care implementăm SMURD-ul în mod oficial în el și cu mai multe echipaje, dar este și un județ în care încercăm să facem funcțional și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Deci nu ne oprim doar la un număr de echipaje de prim ajutor. Eforturile care au fost depuse în județ aici se datorează mai multor oameni care au dorit să vadă SMURD-ul funcțional, autorități, colegi, medici, pompieri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care toți împreună au dorit să vadă acest lucru ca o realitate în județul Bistrița. Pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență este un pas major înainte, de la o instituție care s-a implicat în asistența medicală de urgență doar în partea de descarcerare, ajunge să fie o instituție care să se implice în acordarea primului ajutor calificat și asistenței medicale de urgență în colaborare cu Spitalul Județean Bistrița. Acest lucru nu se putea face dacă nu există și sprijin și colaborare și cu județele limitrofe. Medicii care vor asigura garda pe mașina de reanimare vor include medici din Mureș și sper că și medici din Cluj, care vor efectua gărzi, având în vedere că numărul medicilor la UCU Bistrița este încă insuficient până ce se va completa acest număr. Așa că vedem eforturi care nu sunt doar locale, dar eforturi chiar la nivel de regiune, că să poate acest serviciu să funcționeze corect, să vină în sprijinul cetățenilor din Bistrița și a cetățenilor care trec prin județul Bistrița. Trebuie să subliniez că mai este un lucru foarte pozitiv în Bistrița, este faptul că medicul care va coordona SMURD-ul, respectiv doctorul Bogdan Gabora, este un medic care are experiență în acest domeniu și care a lucrat în cadrul SMURD-ului. El fiind pregătit chiar la Mureș și a lucrat în cadrul SMURD-ul Mureș, a fost cel care a și pornit SMURD-ul Galați înainte să vină la Bistrița, așa că are experiență că să poate să ducă acest serviciu pe drumul cel bun. Ce pot să vă spun este, dorința mea este să aibă nevoie populația de voi cât mai puțin posibil, iar dacă au nevoie SMURD-ul împreună și cu serviciul de ambulanță și cu unitatea de primire urgențe și cu colegii de la spital, se poate să vă deservească cât mai corect ca populație și colegii care îi vedem în spate și care au parcurs niște cursuri de pregătire să-și mențină calitățile și aptitudinile care le-au obținut și să evolueze cât mai mult posibil în serviciul populației. Eu vă felicit, mulțumesc tuturor care au sprijinit pornirea acestui serviciu. Mașinile, după cum știm, una este cumpărată chiar de autoritățile locale, două de la Ministerul Sănătății și una, cea albă care o vedeți acolo, a fost cumpărată acum vreo 3-4 ani din fondurile de 2% în județul Mureș și acum am transferat-o la Bistrița, că se poate să intre în lucru până ce vom face rost și de o mașină nouă de tip C pentru Bistrița, lucru care va fi sigur rezolvat în cel mai scurt timp.
Mulțumesc mult încă o dată și felicitări și succes. Mulțumesc. Domnilor comandanți, șef de instituții, doamnelor și domnilor. Acest moment a fost unul îndelung așteptat și cred că astăzi cu toții am făcut un lucru bun. Acesta este cadoul pe care noi, de sărbători, îl oferim locuitorilor județului Bistra-Năsăudu. Azi am oferit un prieten. Un prieten mai ales pentru cei aflați la nevoie, un prieten căruia dumneavoastră și noi, reprezentanții administrației centrale și locale, trebuie să fim alături. Domnule ministru, eu vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat, vă mulțumesc pentru prietenia oferită, iar dumneavoastră, domnule doctor, dumneavoastră, dragii mei, vă doresc multă sănătate, multă putere de muncă și întotdeauna să ne simțiți aproape. La mulți ani, SMURD, la mulți ani tuturor!